Viața mea, despre viața mea, e mai bine să nu vorbim. Liniștită, chiar prea liniștită. Când m-am măritat, visa mare ceva, cu totul și cu totul altceva. Pe lume o fetiță, Eugenia, și-am înțeles că trebuie să consider încheiată viața mea de nevastă și să mă dedic într-o totul acelea de mare, fără să pun întrebări și fără să plec urechea la bârfelile din târg. Dar chiar nu știu de ce. Măi, de câte ori povesteam că Giovanni, ah, Giovanni, că se simte și motivă. Și de aceea are nevoie să doarmă mult ca să-și refacă energia pierdută peste zi. Toți râdeau. Medicul meu care e de familie, na, venise pentru un control general. A fost nevoit să recunoască că sunt sănătoasă pur. Totdeauna, toată viața, am suferit de o broșită nemaipomenit de plictisitoare. Desigur că Eugenio. Cum, care Eugenio? Care Eugenio? Eugenio. Cel de-al doilea soț al meu, da? N-ar fi deloc mulțumit cu lucrurile pe care le-am eu acum. Sufletul meu. Într-o dimineață, nu știu ce naiba am mâncat,
ce am avut, mi s-a făcut rău. De așa, fără, eu zic că fără niciun motiv, am leșinat. Eugenio, crezând că a sosit momentul, a și dat de băut servitorilor șampanie! Când colo mi-am revenit, cât ai zice pește? Iar el, nu mai mânca, nu mai dormea. Era o milă de el, că mă simțeam și prost. Pe cuvântul meu se stingea pe picioare ca o lumânare. Dimineața, la micul dejun, răsfoia ziarul și-mi citea cu voce tare anunțurile de la rubrica de cese. Ce frumos a fost! Să știți că sunteți niște curajoși. E o temă care lucită la curiozitate. E o temă care stârnește groaza lumii. Dar toți plecăm. Nu știu. Important e să trăim frumos. Și noi asta încercăm să facem. Am avut emoții foarte mari. Spectacolul l-am mai jucat exact acum un an, în luna septembrie, tot aici, la Zuzi. A fost o lună așa de frumoasă, cu emoții din cauza vremii. Plouă-i plouă, stă-i stă. Eu am zis astăzi, bă, dacă plouă, sunt 40 de oameni, îmi găsesc un loc șor într-un colț, pac, i-am întors pe toți către mine și mă plimb printre ei și spectacolul tot se ține. Citeam zilele trecute. Cum să ratez eu seara asta? Cum să ratez eu întâlnirea cu voi? Nu? Atâția prieteni sunt astăzi de aici în sală, în grădină. Și așa de bine mă simt cu voi, toți. Citeam zilele trecute pe Facebook că Eugen Cristea, un mare, actor, are un one-man show și avea 5 bilete vândute. Și a scris, mulțumesc București. Nu filmați asta. Mulțumesc București. 5 bilete vândute la un așa mare actor. Și am zis, Doamne, cât sunt de norocoasă. Și s-a dus și a jucat. O să vă zic acum un ban pentru Freddy. Doi actori, un el și o ea pe scenă. Joacă, joacă. Și în mijlocul spectacolului, un spectator. Stai! Unde pleci? Nu-ți place cum joc? Vai, domnule actor, jucați așa de frumos, sunteți extraordinar! Băi, nu-ți place cum joacă colega mea? Vai, e cea mai bună actriță, așa îmi place cum joacă! Și de ce pleci, mă, din sală, în mijlocul spectacolului? Mi-e frică să stau singur în timp.